Român de dincolo de Prut, Grigore Vieru este poetul născut în localitatea Pere Râta, fostul județ Hotin, la 14 februarie 1935. Alarma este placheta de versuri pentru copii, apreciată de critici, cea care a consfințit debutul literar al poetului pe timpul studenției în 1957. Basarabean cu idei unioniste, Vieru nu se teme de moarte, dimpotrivă o deplânge, iar explicația dată este una evident poetică. Nu am moarte cu tine nimic. Eu nici măcar nu te urăsc. Vei fi mare tu, eu voi fi mic, dar numai din propria viață trăiesc. Nu frică, nu teamă, milă de tine mii, că n-ai avut niciodată mamă, că n-ai avut niciodată copii. La sfârșitul anilor 80, Grigore Vieru se găsește în prima linie a mișcării de eliberare națională din Basarabia. Este unul din fondatorii Frontului Popular și se află printre organizatorii și conducătorii Marii Adunări Naționale din 27 august 1989. Împreună cu Adrian Păunescu și familia Doinea și Alda Teodorovici, întreprinde acțiuni culturale menite să unească spiritul românesc și să facă din Prut râul tuturor românilor și nu cel care îi desparte. Urge Prutul între noi și plânge, că mi-e greu și lui la fel e greu. La un val de apă trei de sânge, bietul Prut uitat de Dumnezeu. În 1994, neocomuniștii, ajunși la putere în Moldova, de dincolo de Prut, renunță la imnul național Deșteaptă-te Române și îi propune poetului Vieru să compună versurile pentru un alt imn. Grigore Vieru refuză și va scrie în literatură și artă următoarele. Dreptatea istorică va blestema poeții și compozitorii care vor îndrăzni să ridice mâna asupra imnului național Deșteaptă-te Române, cocoțându-se ei în locul strălucirii și necesității lui istorice.